relatați episodul cu Biblia, impactul Bibliei, mi-am amintit un alt impact, de data asta negativ, al unei cărți. Aș vrea să descris în portretul lui Dorian Gray. Și cred că știți la ce mă refer. Deci, până la urmă, cărțile au un rol esențial în a ne modela înspre bine sau înspre rău. Ca și oamenii, de altfel. Dar Biblia este cartea care, într-adevăr, poate schimba în bine viața omului. Tot despre Dostoievski, și mi-am mai amintit din Creația Karamazov, personaj, spunea că dacă ar fi să aleagă dintre adevăr și Hristos, ar rămâne cu Hristos, în ciuda adevărului. Desigur, nu este pus în față, nu suntem puși în fața acestei alegeri, pentru că Hristos în sine rămânește, este adevărul, El este calea, adevărul și viața, El este într-adevăr binele, reprezintă binele și frumosul, absolut. Tot despre Dostoievski spuneam că va vorbi acum domnul profesor universitar Angelo Michelici. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc că mă bucur foarte mult că mă aflu într-o comunitate religioasă care este prin definiție o comunitate de suflet și în mod evident nu rostul meu nu este să țin propriu-zis o conferință, ci urmând un exemplu foarte bun să vă vorbesc din perspectiva literaturii, care pentru mine reprezintă o formă de libertate și unul dintre poate cele mai bune vehicule, arta în general, literatura în particular, pentru ceea ce numim sensibilitate religioasă, sentiment religios. Pentru că s-a discutat de Dostoievski și mărturisesc că este un repet inconturnabil atunci când discutăm despre sentimentul religios, aș vrea să pornesc de la el, nu mă voi opri la el, dar aș vrea să pornesc de la el cu o replică din romanul Demonii, una pe care o poți pierde din vedere foarte ușor, pentru că nu se află printre cele celebre, printre citatele și situațiile, să spunem așa, privilegiate de critică, dar care are o încărcătură extrem de profundă. Într-unul dintre saloanele aristocratice în care multă lume este invitată de la membrii ai aristocrației, la tineri cu vederi extrem de largi, așa numită inteligenție rusă, la scriitori, la oameni care sunt o anumită bună stare pentru a putea pătrunde în acele cercuri, discuția ajunge într-un punct în care existența lui Dumnezeu este pusă în cumpără. Tinerii care studiau la Sankt Petersburg sunt foarte și un aer evident rebel, decretează ceea ce era la modă, nu numai în cercurile Sankt-Petersburgheze în preajma Revoluției, mă refer la cea din 1905, prima dintre ele, dar și în cercurile, de altfel, inteligenției occidentale, și anume că Dumnezeu nu există. Sigur că afirmația este o provocare adresată oamenilor mai în vârstă și unei tradiții de gândire. Tinerii sunt mai degrabă niște rebeli, nu sunt niște atei, dar provocarea aceasta plutește în aer. Cel care ia cuvântul după ce această afirmație este făcută și fără a avea o inteligență și pe comun, este un general care spune bine, bine,
dacă Dumnezeu nu există, atunci eu de ce sunt generat? E foarte interesant această replică și oricât ar părea de comic, ea, dincolo de naivitatea ei, ascunde un sens care pentru mine a devenit evident pe parcursul existenței mele și în lectura romană. Sigur, în absența lui Dumnezeu, asta gândește generalul, o exprimă de o manieră naivă, orice altă ierarhie este imposibilă, este invalidă, este efemeră. Dizolvarea ierarhiei supreme, de fapt, înseamnă dizolvarea oricărei ordini, oricărei ierarhii. Și, de fapt, mult mai grav decât atât, a sensului existenței. Chiar dacă acel general vede această ierarhie sub semnul ierarhiei militare, el are intuiția că, de fapt, cu desfințarea lui Dumnezeu, însuși rează în lumii ordinea, ierarhia, structura lumii, a dispărut. Și atunci și sensul pentru care el există, sensul chiar al integrării sale sociale, insertului său social, a dispărut. E un instinct bun care prezidează uneori astfel de replici, o intuiție foarte bună. În fapt, evacuarea lui Dumnezeu din existența noastră înseamnă anularea oricărei ordini. Fie că acest lucru nu-l băgăm de seamă numai decât, fie că îl ignorăm, putem să observăm foarte bine că în societățile din care Dumnezeu a fost evacuat, în ciuda faptului că unele dintre aceste societăți sunt extrem de bine ordonate, disciplinate, dar la modul unui autoritarism sufocant, de fapt nu există cu adevărat o ordine și suntem victimele unui arbitrariu permanent. Societatea comunistă a fost o astfel de societate în care ordinea cu adevărat care contează a dispărut. O a doua chestiune care mi-a atras atenția ține tot de literatură, de la literatură am pornit, și ține de o poveste de asemenea scrisă într-o notă naivă. Este vorba de un erou foarte popular, Peter Stein, care face un pact cu diavolul. Diavolul nu-i cere foarte mult, îi oferă totul, aparent. De fapt, asta este marele truc al diavolului, că îți dă senzația că îți oferă totul, lucrul de fapt, absolut totul. Și Peter Stein acceptă să-și vândă umbra, ce e mai modest, să zicem, și inconsistent, dacă vreți, și ieftin decât umbra noastră. Și devine bogat, evident. Are tot ceea ce și-a dorit, pentru că, îmi spuneam, într-un pact cu diavolul, diavolul maximizează întotdeauna oferta. Oferta este maximă. Însă constată un lucru surprinzător, care cu timpul devine, de fapt, înspăimântător pentru el. Și aici este una dintre, spun eu, una dintre marile lecții de morală, practică, dacă vrem, pe care ne oferă această poveste. Ce își pierde Peter Stein vânzându-și umbra este plăcerea vieții. Gustul vieții. Are absolut tot ceea ce și-a dorit, are toate posibilitățile la îndemână, poate să cumpere orice, să-și ofere orice, pentru că rugățiile oferite de diavol sunt nelimitate, dar, de fapt, orice lucru pe care îl achiziționează nu mai înseamnă nimic pentru el. Nu mai are gust. De fapt, gustul vieții, asta este unul dintre paradoxurile pe care ne le oferă, de altfel, creștinismul și aparent este scandalos, într-un sens evident metafizic, gustul vieții se obține atunci când sufletul tău este pe deplin liber. Și acest trip pe care permanent îl facem la scară mai modestă, nu la scara la care o face Peter Stein, angajează întotdeauna, de fapt, lucrul cel mai important pentru noi, și anume sufletul. Vânzându-ți sufletul, de fapt,
pierzi absolut totul. Dacă îți păstrezi sufletul, poți avea și într-o fărâmă bucuria absolută și deplină a existenței. Este povestea pe care îmi oferă această mică povestioară. Și își va invoca o a treia, care îmi vine evad dintr-un roman aparent sefer, dar ecranizat de un mare regizor, de Tarkovski, mă refer la romanul fraților Strugatski, Arcadi și Boris Strugatski, Picnic la marginea drumului. Acolo povestea este transpusă într-o convenție a literaturii sefer, o zonă, o porțiune de teren geografică este marcată de o prezență extraterestră. Extraterestrii vin și pleacă, nu este clar, dar ceea ce lasă un teritoriu care este supus celor mai stranii fenomene și în care foarte greu se pătrunde și în care există foarte multe pericole. Există o serie de specialiști care pătrund în această zonă pentru a aduce obiecte strani din ea și a le trafica pe o piață neagră, dar miza cea mai mare este faptul că undeva, să spunem, în acea zonă se află un glob de aur care poate împlini orice dorință. Evident că pentru cineva care își dorește totul, întâlnirea cu acel glob este întâlnirea fundamentală, este cea de la care poți obține cel mai mult. Aceea de a ți se împlini dorințele cele mai profunde pe care le-a. Însă și aici, și sentimentul, dacă vreți, cheia religioasă a poveștii stă în faptul că, și spune unul dintre personaje, globul împlinește, într-adevăr, dorințele, dar nu dorințele pe care crezi tu că le-a. Cel care se află în fața globului primește nu ceea ce cer, ci primește ceea ce îi se potrivește. Cineva care se duce acolo pentru a-și vindeca copilul, care avea picioarele paralizate, primește foarte multă bogăție, foarte multă aur. N-a cerut asta. Dar sufletul lui este pe măsura dorinței lui. Și primește exact pe măsura dorinței lui. Deci există o măsură, dacă vreți, prin care dorințele noastre o dau și ele ne arată, de fapt, cât suntem de mari sau cât suntem de mici. Și, într-un anumit sens, și asta este finalul romanului, personajul care ajunge acolo pentru a-și salva fiica, își dă seama că nu poate să ceară un lucru pe care este foarte posibil să nu-l obțină și cere doar atât, ca acea privire care putem să spunem, dacă vrem, într-un fel, ipostaziază, într-un mod parabolic, privirea lui Dumnezeu, să-i citească sufletul și să-i răspundă acele dorințe intime care îi se potrivește. Probabil că smerenia și tocmai această atitudine pioasă poate în cele din urmă invoca blândețea sau bunătatea sau împlinirea pe care Dumnezeu poate da. Aș spune următorul lucru, întorcându-mă la povestea cu Peter Schlemmel și umbra lui. Ce este acea umbră, acel inconsistent care este apropiat în același timp pentru că o generăm și totodată este ceva ce pare imaterial? Este poate creativitatea noastră. Și aici este, pentru că vorbim despre literatură, este diferența fundamentală între una dintre ele, între diavol și Dumnezeu, dar trecând prin literatură și prin artă, această diferență, și anume că dacă Dumnezeu este întotdeauna creator, diavolul este steril. Diavolul nu poate crea. El poate interveni pentru a folosi ceea ce s-a creat și, în general, folosind un sens de a perverti. Bine, se folosește de virtuțile noastre, de bine, pentru a le perverti. Dar în sine nu poate crea nimic. Este întotdeauna un parazit. Este cineva care
se asociază și trăiește în mod saprofit parazitic. Pentru că el nu poate exista în absența, nu poate crea în cele din urmă. Atunci când Petre șlemile și vinde umbra, de fapt, el vinde la o altă presupă de un lucru foarte important, își vinde talentul, își vinde posibilitatea sa creatoare, care nu este totdeauna într-o expresie strict literală. Scriitorii care au făcut întreg inimele pactul cu diavolul au acceptat să fie turnători. Au acceptat să își trădeze, să-și trădeze aproape. Foarte mulți, și dacă urmărim cu atenție lucrurile acestea, foarte mulți dintre ei nu au mai putut să creeze după, sau în creațiile lor se simte sicitatea și sterilitatea și incapacitatea de a mai dărui literatura sau arta autentică. Există un preț uriaș pe care îl plătești întotdeauna când faci un pact cu Dumnezeu. Acesta este pentru un scriitor chiar talentul lui și, evident, acel suflet pe care literatura îl absoarbe și îl sublimează și îl transmite la rândul ei. Și cred că, discutând această chestiune, trebuie întotdeauna să cântărim ceea ce ni se oferă atât de ușor, sub semnul ușurătății, al lejerității, al atingerii unui obiectiv, fără efort, stă probabil acest pact extrem de insidios. Lucrurile bune și rezistente și valoroase se obțin greu. Vine efort și acest efort, de fapt, este fundamental pentru că el te transformă și te înalță și elimină rezidurile de ticăloșie din tine. Asta este forma de sublimare necesară. Niciun lucru bun, din punctul meu de vedere, nu se poate face fără un sacrificiu, oricare ar fi, și îl simți ca atare. Trebuie să dai ceva, trebuie să renunți la ceva, trebuie să pierzi ceva. Dacă l-ai obținut ușor, fără niciun efort, e un semn de întrebare. Și nu poți să scapi de acest lucru dacă, într-adevăr, vrei să, ca ceea ce tu faci, fie că este vorba de o carte, fie că este vorba de o artă, fie că este vorba de muzică, nu poți să scapi de la acest sacrificiu. Nu poți să elimini, nu poți să treci, pentru că este fundamental în devenirea ta și în acea operă literară sau în acea creație pe care o faci. Asta este, cred eu, pentru un scriitor fundamental să înțeleagă, și anume că ceea ce desparte de arta de sterilitate, creativitatea de sterilitate, trece de fapt printr-o legătură cu Dumnezeu, fie că îl observă, fie că nu.